Medicii trag un semnal de alarmă asupra unor legume pe care le punem mereu în ciorbă. Puțin oameni știu că unele dintre acestea își modifică total proprietățile atunci când intră în contact cu căldura. Este și cazul unei legume banale pe care o folosim în special la ciorbe, țelina. Are multiple beneficii pentru sănătate, dar când e reîncălzită face mai mult rău decât bine. De ce? Puține gospodine știu că țelina nu trebuie gătită așa. Când reîncălzim mâncarea în care am folosit țelina, această cantitate de nitrați se eliberează și crește riscul dezvoltării unor boli grave, chiar și cancer. Acest lucru se întâmplă atunci când o consumăm reîncălzită în cantități mari. Țelina poate cauza chiar și hipertensiune, intoxicație și disfuncție ale sistemului circulator, care reîncălzit atacă și glanda tiroidă. Din aceste motive, faptul că adăugăm țelină în ciorbă face ca această legumă plină de beneficii să devină cea mai toxică legumă din bucătărie. Experții au atras atenția de nenumărate ori că este greșit să consumăm țelina când temperaturile sunt ridicate. Consumul celei mai toxice legume poate cauza alergii, deoarece conține o substanță numită bergapten. Această substanță din țelină provoacă reacții anafilactice și femeile însărcinate ar trebui să evite țelina, și asta pentru că reprezintă o sursă bogată în hormonii naturali, relatează sursebune.com.